Împreună cu Alexandru Ilie, astăzi dezvoltăm durerile de cap care nu vin de la cap. Bună dimineața! Bună dimineața, într-adevăr, și ne apropiem de lucrurile alea serioase, cum am spus, că lăsăm gluma la o parte, pentru că durerea de cap este o manifestare extrem de larg răspândită. Mulți oameni se plâng de acest fenomen și de multe ori nu au o soluție. Mergem la neurolog, ne recomandă să facem un computer tomograf. Din fericire avem capul curat, da. Și... la final vine și spune, cred că ești un pic stresat, du-te să faci un masaj, pentru că n-ai nimic grav. Dar cu toate astea, pacientul vine și spune în continuare că am aceste dureri în mod constante, dureri care sunt resimțite aici la nivel posterior și, așa cum povesteam și în teaser mai devreme, pe latura laterală a capului, de multe ori stânga sau dreapta sau chiar bilateral. Ce e deranjant este că dacă o migrenă de asta scurtă ține o oră, două, trei, durerea asta ține și a doua zi, și chiar te panichezi. Intri într-o buclă, intri într-un cerc vicios și, așa cum arăta mai devreme într-o imagine, de fapt un obicei foarte larg răspândit din ultimii 20 de ani este cel care, în momentul de față, este cel care întreține acest fenomen dureros. Și așa cum vedem în această imagine, această captură a fost realizată de fapt de către Kenneth Hansrash, se numește, este un neurochirurg din Statele Unite ale Americii, mai precis din New York, care a venit cu această evidență biomecanică și a spus așa: capul nostru cântărește în medie 5 kg. Legea pârghiilor, de data aceasta, spune că cu cât greutatea este mai depărtată față de referință, începe să-și crească exponențial forța, da, presiunea. Adică e ca și cum ai lua o greutate de 2 kg și o ții aproape de corp, sau aceeași greutate și o depărtezi de corp. Corect. Da? După 10 minute se obosește brațul, chiar dacă vorbeam de aceeași greutate. Ei bine, Kenneth Hansrash ne-a ajutat în urmă cu 20 de ani să înțelegem că atunci când capul este aplicat spre înainte, numim noi astăzi sindrom de cap și gât anteriorizat, putem avea parte de o presiune de până la 20-25 de kilograme resimțite în etajul cervical. Iar acest lucru, repet, este o evidență științifică. Și noi n-avem gâtul așa gros cum arată aici la exterior, da? El e mult mai subțire în interior, deci 30 de kilograme mi se pare 27. Uite-te, uitați-vă pe aceste imagini pe care le-am pregătit tocmai pentru a vedea cum stăm noi pe telefonul mobil, pentru că, de fapt, statul pe telefon mobil este o cauză importantă a acestor manifestări, pentru că s-a modificat, tot el spunea în acel studiu, comunicarea oamenilor. Da? Comunicam anterior, în urmă cu intervenția aplicațiilor prin care noi vorbeam, vorbeam foarte mult, era o comunicare orală. Astăzi vorbim foarte mult în scris. Pe mine mă și nervează dacă mă suni. De multe ori, nu? Exact. Ei bine, acest fenomen trebuie să-l înțelegem și să-l conștientizăm și dacă apar aceste manifestări dureroase, trebuie să înțelegem și care este posibila legătură. Și aici am să-l vreau să-l arăt pe Gicuță, de asta l-am și adus astăzi, tocmai pentru că noi avem două structuri importante care ne irigă creierul nostru. Ei bine, avem o structură care este artera carotidă cu prezentație în loja laterală a gâtului și două artere paravertebrale, da, care vin stânga-dreapta de coloană, care se unesc și formează această mică codiță pe care o vedem acum. Am și eu din asta? Toată lumea are, din fericire. Da, se numește defect. Trunchi bazilar și această structură este responsabilă de aproape 30% din irigarea creierului nostru. E bine, în momentul în care capul este mult orientat spre înainte, musculatura din această zonă, din zona suboccipitală, poate determina o presiune pe această regiune. Cu alte cuvinte, nu mai urcă suficient de mult sânge la creier și putem avea această prezentație de semnal dureros, amețeală, cap greoi, din cauza slabei oxigenări. Ok. Bun. Alte probleme care se mai întâmplă la tărtăcuță. Eu zic să vorbim de soluții, nu doar de probleme, dacă ești de acord. Dar ce, la asta există vreo soluție? Din fericire, da. Să-ți arunci telefonul, ce să faci? Asta e o soluție pe care nu știu câți dintre cei care ne urmăresc acum o îmbrățișează, ci e mult mai important să începem să înțelegem că putem interveni ușor, natural, prin deblocarea acestor contracturi musculare, niște trigger point-uri care se realizează din cauza statului prelungit, prin exerciții simple de stretching pe care le putem face chiar și la birou. Arată. Primul exercițiu pe care putem să-l facem este acesta în care bărbia este ușor răsucită în 45 de grade, spre dreapta, în cazul nostru. Mergem ușor cu bărbia spre claviculă, cu palma dreaptă prindem capul ușor și tragem bine de tot spre claviculă, iar cu palma stângă, atenție, Dani, mergem spre sol. Da? Împingem mult de tot cu palma stângă spre sol și ar trebui să resimți un pic în loja aceasta laterală a gâtului, că se încep să se întindă niște structuri. Da? Mă doare, dar e fain. 10-20 de secunde poți să stai, poți să miști ușor bărbia stânga-dreapta, tocmai pentru a putea prinde cât mai multe fascicule implicate în această
în acest exercițiu. Ținta lui de obicei este ridicătorul scapulei, ca și definiția așa foarte precisă, adică este un mușchi care se prinde de pe bordura aceasta, pe zona aceasta cervicală, C2, C3, C4. Și se întinde. Și îl întindem și îl normalizăm. Da? Deci este senzația asta plăcută. Exact. Bun. Al doilea exercițiu, la fel, foarte simplu de realizat, este cel pentru loja laterală, în care înclinăm capul, îl cunoaștem, sper, toată lumea, și încercăm să punem ușor urechea spre umăr, în contextul în care umărul stâng de data aceasta este relaxat, da? Și tragem, iar palma dreaptă din nou putea să poată să crească intensitatea stretching-ului dacă palma dreaptă împinge bine de tot spre sol. Da? Și simți de data asta că și fascicul din trapez, da, un mușchi mult mai mare, se începe să se întindă. Ai, ce faine. Da? Acestea sunt două exerciții pe care le putem face cel puțin măcar o dată pe zi, 10-20 de secunde, prin care normalizăm tensiunile acestea acumulate din cauza statului prelungit pe telefonul mobil sau, în ultimul rând, pe laptop, că și acolo se întâmplă exact această biomecanică pe care o vedem acum în această animație, o biomecanică prin care efectiv capul pleacă spre obiectul de concentrare. Da? Și vedem cum apare efectiv o presiune foarte, foarte mare resimțită la nivelul gâtului. Și vii și spui, mă doare toată zona asta. Da, unde ne și place să ne se facă masaj, practic. Tuturor. Închei cu două întrebări foarte simple. De ceva timp circulă pe internet, doar pe tine te pot întreba, că n-am încredere în alt om, circulă soluția asta cu bagă-ți capul în gheață să nu te mai doară capul. E o soluție viabilă sau extremă? Este 100% extremă. Nu zice este... că face vasoconstricție și vasodilatație, numai că avem o componentă atât de vitală, cum este creierul nostru, care nu cred că e atât de... primește cu atât de multă căldură și bucurie șocul acesta termic prin care trece. Și aplicarea gheții, așa cum știi foarte bine, este recomandat să fie progresivă, nu pun direct pe tegument. Da, deci nu mă bag cu capul într-o găleată de gheață. Și în seturi de minute. Deci nu-mi bag capul în gheață. Decât dacă ești un ultra atlet de performanță, vrei să-ți duci lucrurile la extrem, dar dacă tu lucrezi la birou și te doare capul, nu faci așa ceva acasă niciodată. TikTok 1, Alexandru Ilie 0. Te-a bătut TikTok-ul, nu? Deci eu nu. Mai parcă am mai multă încredere în TikTok. Și nu în ultimul rând vreau să spui, cu cine circulă până la cabinet și înapoi Gicuță? Adică, scuze, că e plin de poliție în oraș. Da. Unde merge? Două situații. Am avut situația în care mi-era rușine să-l pun în mașină, că mi se părea dubios și l-aruncam în portbagaj. Așa. Și mi s-a spus așa, mă, dacă te oprește dată poliția, mai ales seara, și te deschide portbagajul, nu o să fie prea plăcut, sigur ajungi la secție, indiferent ce explicat. Și unde-l pui? Și acum îl pun pe bancheta din spate, lângă scaunul copilului. Copilul meu întotdeauna spune, uite-l pe Gicuță, tati, îl știe. Da, și pe această ocazie îl și salut și mai am un anunț, apropo, dacă îmi permiți. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi în familie, pentru că este ziua tatălui meu. Pe această cale îi urez la mulți ani și multă sănătate. La mulți ani! Să ne vedem cu bine! Mulțumim tare mult! Deci dacă ești polițist de rutieră în București, nu te speria! E Gicuță, colegul meu de emisiune, care îți arată ok. Îți dorim ok.